Dragilor, tocmai s-a trecut ziua mea de naștere și vreau să vă prezint și vouă ceea ce am primit de la prietenii mei și aici avem un colet în care nu știu ce se află pentru că am primit de la un fan un cadou de ziua mea, așa că haideți să începem cu acesta pentru că de la invitații mei deja am aruncat o privire și în mare parte știu ce am primit, dar sunt foarte curioasă că mi l-a trimis de câteva zile un fan care mă urmărește de foarte mult timp, de fapt cred că de când mi-am început eu cariera de mică și mereu vine peste tot unde am evenimente, în toată țara. Și bineînțeles că s-a gândit și anul acesta de ziua mea să facă un cadou, așa că haideți să vedem ce am primit. Bun, acum că am reușit de cutia aia, să vedem ce se află aici. Nu pot să cred, m-au câte timp și am primit aici. Ceva personalizat cu mine. Am primit un ceas cu poza mea, mamă cât de mișto e. Și plus că este cu o poză care mi-e place foarte mult de la mare, de când am filmat melodia pe litoral. Arată foarte mișto și cu siguranță abia aștept să-l pun la mine în studio sau în camera mea. O să mă gândesc acum am unde să îl pun ca să asorteze, pentru că îmi place foarte mult să am cât de multe produse personalizate. Cu mine era aici, ia uitați-vă ce am. Un brelog, tot așa cu poza mea aici. Cam așa arată și pe spate avem o altă poză, tot așa două poze care îmi plac foarte mult cu mine. Iar aici cred că avem o brățară, nu pot să cred, mă, uitați-vă cât de mișto este și aceasta. Tot așa cu poze personalizate cu mine, ceea ce arată foarte mișto. Iar aici mai avem o cutie cu Raffaello, care îmi place mult. Și încă una de merci, așa că mulțumesc frumos! Te pup, mă bucur mult că te-ai gândit la mine, mi-ai făcut niște cadouri foarte frumoase, știi că îmi place să am cât mai multe lucruri personalizate cu mine, să știți că și el atunci când ne vedem peste tot la concerte, vine îmbrăcat de sus până jos, numai în chetsone, la propriu. Urmăriți-mă, pentru că o să îl mai arăt și eu mereu când mă întâlnesc, că îl facem o poză, pentru că chiar este un fan foarte infocat al meu. Iar acum haideți să vă arăt rapid și ceea ce am primit de la invitații mei. Aici am mai primit o ciocolată care îmi place foarte mult, cu lichior. Așa, un set din acesta de baie. Apoi avem încă o ciocolată, mersi. Și plicuri, bine, am primit mai multe plicuri, așa că o să vă arăt doar toate cadourile. Alte ciocolăți, care sunt foarte bune. Niște pantaloni scurți. Am primit și eu șuruiza și să... Avem așa pe două culori. Apoi am primit un top care arată foarte fain. Ia uitați-vă așa un număr. Care este super interesant. De la Denise Abonte am primit un set de la Victoria's Secret cu 4 creme, doar că pe una deja am luat-o cu mine în geantă și nu am să vă mai arăt. Dar arată foarte mișto și mulțumesc tare mult că te-ai gândit la mine și că ai venit să-mi spui prima la mulți ani. Așa, aici am primit două punguțe, un parfum și niște bijuterii foarte faine. Ia uitați-vă, este set cu cercei și un lățișor foarte frumos, mulțumesc! Plus multe alte flori, plicuri și în primul rând vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor, fanilor care s-au gândit la mine și mi-au spus la mulți ani, am primit mii de urări și de mesaje. Din păcate nu o să reușesc să vă răspund tuturor, dar să știți că de ziua mea cadou pentru voi am făcut o nouă piesă și am lansat-o la mine pe YouTube, așa că intrați pe canalul meu și lăsați-mi acolo un mesaj și să știți că o să vă răspund tuturor, mi-este mult mai ușor să răspund la comentarii. Vă pup pe toți, mulțumesc și invitațiilor că au venit să ne petrecem împreună și pentru toate cadourile. Și dacă vreți să vedeți cel mai valoros cadou pe care l-am primit, urmăriți clipul în continuare ca să vedeți ce surpriză mi-au făcut părinții mei chiar în timp ce eram live pe TikTok cu voi. Vă pup! La mulți ani, peșmirică! La mulți ani! Mulțumesc! La mulți ani! Dar nu-l desfac acum, nu-l desfac acum cadourile. Mâine seară. Bun. Mâine le deschid pe toate. Dar aici este managerul meu, Liu. Trebuie măcar să vezi ce-i înăuntru. Dar nu vreau să văd. Fratele la fan, ce-ai primit. Dar trebuie, că tocmai te întreb.
Mama mea, hai și Luiza, sora mea. Arată-le la fan, ce ai primit și noi te lăsăm în treaba ta. Păi vreau să le deschid mâine cu invitații, să-mi vadă reacția toți. Păi unii invitații îți văd acum că filmeze, așa că începe. Care stau la ora asta să te urmăresc, că trebuie să le arăți ce ai primit de ziua ta. Că merită fanii tăi să fie la curent cu tot. Așa că începe odată să desfaci, că se plictisesc. Corect. Ia păi stai să nu-mi închide live-ul de mă văd cu cuțite. De nu mai cu cuțite. Păi de unde se desfac? Trebuie să mă cadou. Dă-mi ce scrie. Arată-ne, ia să vedem. Cei care au contribuit. Liu, Emi, Luiza, Holly. Fieste iubim. Alexandra. Uite și aici. Mulțumesc, Alexandra. Ala, că poți să desfacă mai nerăbdătoarele. Ia să vedem. Ce este acolo aici? Ce scrie acolo? Ha. Știi să citești? Hai să vedem. Ce e acolo? Unde-i cuțitul? Nu pot. Dați-mă un pic. Ce ai primit acolo? Nu pot să cred. Taci, da, vei, că știe, Sony, nu mai fost răi tu. Voi vedeți ce văd și eu aici? Adică ăsta o să fie noul meu microfon pentru evenimente. Mamă, dar ce frumos! Ce ai ceilalți? Să văd în cutie. Vezi ce mai e acolo. Stația. Ia să vedem aici, despachetăm cu voi. Toate cele necesare. Ia uitați, avem aici stația pentru microfon și toate accesoriile care puse acolo în cutie, n-am cum să vi le arăt. Cătălin, mulțumesc de follow. Stai să punem asta deoparte. Acumulator. Mamă, dar cât e de frumos! Deci, dragilor, ca să înțelegeți... Și să punești sănătoasă. Și să mergi, mai mergi. Să faci bani cât de mulți cu ei. Cu el. Înțeleg. Uitați, apropo, că toată lumea a întrebat de mama mea. Ia uitați, să vezi că... Ce frumos! Uitați-o pe mama mea, niciodată până acum n-am apărut pe live pe TikTok. Ba da, mai de mult, da. Mai de mult. Ea este mama mea! Cântă ceva la el și face o probă. Păi acum n-am pus că trebuie montate toate aici, mâine. Adică astăzi, mai târziu, la mea, să facem probă. Următorul live. Și deja de asta te pup și pe tine. Următorul live. Ma. Și pupă și pe Hori. Mulțumesc! Love you! Cala ta a fost. Pa!